Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Ce și-au zis politicienii de la putere? Dacă ieșim toți public și recunoaștem că cele 200.000 de posturi neocupate de la stat erau niște sinecuri menite să angajăm pe cine vrem și să aibă șefii numiți de noi pe cine să conducă și pe urmă zicem că le tăiem și economisim bani la buget, gata, toată lumea ne crede, cade pe spate de recunoștință și uită să ne mai întrebe de ce înființăm, pe de altă parte, o superagenție de stat cu 100 de posturi, cu sporuri grase pentru angajați și cu un buget astronomic. Zi de zi, doar încercări de a ne lua de fraieri și de a ne arunca praf în ochi. Ca să înghițim mai ușor pastila cu taxele crescute și cu prețurile care vor crește și ele implicit la aproape orice. Vă arătăm în actualitatea imediat dimensiunile acestei păcăleli. Și tot o păcăleală e și cea cu prea multele concedii medicale criticate de premierul Ciolacu. Banii pe care i-ar datora statul pentru plata acestor concedii sunt, de fapt, de aproape 3 ori mai puțini, iar asta o arată chiar datele guvernului. Și atunci, de ce a pornit șeful executivului această discuție? Vă explicăm miza în emisiune. Tot în ediția de astă seară, despre noile provocări ale Rusiei în Marea Neagră, 3 nave de război rusești se află în zona economică exclusivă a Bulgariei, fac acolo exerciții militare, iar NATO spune că apropierea lor ridică riscuri de erori și escaladare. Ce înseamnă asta, aflați în emisiune. Plus, cum și-a crescut Rusia capacitatea de a bruia dronele ucrainenilor, tocmai când aliații și Kievul se bazau tot mai mult pe aceste echipamente. Detaliile vin ceva mai târziu în actualitatea. Invitații mei la această oră sunt profesorul de economie Bogdan Glăvan. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Analistul politic Alexandru Coita. Bună seara! Bună și seara. Deputatul USR Cristian Zeidler în legătură cu noi. Bună seara! Mulțumesc foarte mult tuturor! E o sincronizare total inadecvată între discuția despre reducerile bugetare și înființarea noii suprastructuri a statului, faimoasa AMEPIP, agenția care va controla companiile de stat, o sincronizare care nu pare să-i deranjeze deloc pe politicienii de la putere. Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe masa guvernului, AMEPIP va avea un președinte, 2 vicepreședinți și o grilă de până la 88 de angajați. Totodată, în ciuda faptului că sunt numai 3 șefi, instituția va avea și 8 mașini. Nota de fundamentare a hotărârii de guvern arată că personalul angajat va primi din start un spor de 50% față de salariile normale de încadrare, ceea ce îi transformă pe viitorii angajați în superbugetari. Președintele și vicepreședinții AMEPIP sunt numiți prin decizie a prim-ministrului la propunerea secretarului general al guvernului după un proces de selecție. În prezent, cel care ar urma să aleagă șefii companiei Mamut este Mircea Brudean. Superagenția AMEPIP a fost înființată printr-un proiect de lege inițiat de guvernul Ciucă sub pretextul unei cereri din PNRR prin care România și-a asumat eficientizarea administrării companiilor de stat. AMEPIP va pune sub controlul premierului și al secretarului general absolut toate companiile și regiile autonome cu capital de stat, firme controlate de ministere, primării, consilii județene și agenții de dezvoltare intracomunitară. Șefii acestor companii se vor afla la discreția liderilor companiei, care îi vor putea demite dacă nu respectă indicii de performanță. Toate aceste date despre compania Mamut vin în contextul în care guvernul caută să impună noi taxe pentru a reduce deficitul bugetar. Da, e sincronizarea perfectă. Nu le pasă, n-au știut, nu s-au gândit, au zis că dacă ne-au aruncat fumigena cu posturile desființate la stat, nu mai facem noi calculele? Dar la stat nu se desființează nimic concret. De fapt, ce se desființează sunt 200.000 de posturi vacante și aici, dacă îmi permiteți, aș face o scurtă explicație pentru cei care ne privesc, pentru că speța e destul de complexă. Vedeți dumneavoastră, 200.000 de posturi vacante este o valoare enormă, pentru că numărul bugetarilor este de 1.280.000. Ori asta înseamnă că pe lângă ăștia mai sunt încă 200.000 de posturi vacante. Deci încă 13% în plus posturi vacante. Și te întrebi, pentru ce sunt posturile astea vacante de ani de zile?
ele, unicul lor scop este acela de a asigura o justificare, un alibi pentru bugetarea de cheltuieli de personal. Este unicul scop. Pentru că dacă aceste posturi, în mod limpede putem realiza cu toții, aceste posturi vacante sunt inutile. În mare parte, ok, că sunt instituții care au deficit de personal și care chiar trebuie să angajeze niște oameni, de acord. Dar în momentul în care ai de ani de zile sute de mii de posturi vacante, înseamnă că, de fapt, instituțiile funcționează bine mersi fără ele. Astfel încât aceste posturi vacante nu sunt, de fapt, vacante, ci sunt posturi fictive. Sunt posturi care se mențin fictiv în organigramă, nu cu scopul de a le umple și de a face primăria, instituția, nu știu, ministerul sau școala să meargă mai bine, ci cu scopul de a asigura măriri de salarii, acordarea de sporuri, acordarea de prime, pentru că pe parcursul anului, respectivii birocrați sau respectiva instituție poate spune, uite șeful, avem cheltuieli de personal aprobate de 1 miliard de lei și nu le-am consumat. Uh-huh. Și ia uite ce bun suntem. Până urmare, ne încadrăm în acest buget de personal, în bugetul de personal construit cu bugetarea acestor posturi vacante, adică fictive. Deci, de asta, anul trecut, dacă vă amintiți foarte bine, guvernul a mărit salariile chiar cu această justificare. Da, domne, există banii bugetați. Păi există, fiindcă i-ați bugetat aberant, artificial. Da? Ăsta e un pas înainte să defrișezi posturile astea. Însă, privitorii ar trebui să știe că nu este nicio economie bugetară pe fond. Doar dispare un scut, dispare o pavăză a acestor Bun. Stați puțin că ne întoarcem la asta, că spuneam ceva mai devreme că e o păcăleală aici, că n-ar fi legate de buget toate chestiile astea. AMEPIP-ul, de pildă, această agenție despre care noi vorbim, va plăti angajații cu 50% mai mult decât pe oricare alt bugetar, că ce? Că va controla niște companii de stat. Se va finanța din amenzile pe care le dă companiilor de stat că nu-și ating indicii de performanță, s-o vedem și pe asta, și oricum va colecta 0,1% din veniturile tuturor acestor companii ca să se financeze. Adică multe milioane de euro. Bun. Acum, eu recunosc că nu sunt, n-am această atitudine a priori critică față de orice structură care se înființează. Sunt anumite structuri care sunt inutile și care sunt bugetofage fără să aducă ceva concret și sunt altele care au avut un rol disproporționat de important. Să ne uităm, de exemplu, la structura Direcției Naționale Anticorupție, înființată în 2004, dacă nu mă înșel, de Năstase, și apoi care a avut un rol foarte important. Și acolo nu poți să spui că banii au fost cheltuiți degeaba. Da? Chiar dacă, mă rog, și acolo au fost multe controverse. În legătură cu această structură, AMEPIP, recunosc că nu am detalii extrem de elaborate legate de modul de funcționare, însă pot să o coroborez cu raportul Băncii Mondiale care a fost făcut public în aceste zile. Era raportul de altfel al Departamentului de Stat al Statelor Unite, care a făcut o evaluare din punct de vedere investițional a economiei și a mediului de afaceri românești și a descoperit faptul că, așa cum noi știm deja, companiile de stat nu prea respectă regulile guvernanței corporative. Pe scurt, unul la mână, procesul, se spune acolo, procesul de privatizare a fost practic înghețat în anul 2014 și în al doilea rând, toată povestea asta a guvernanței corporative a fost băgată undeva într-un sertar. Ce înseamnă asta pentru noi ca cetățeni? Înseamnă că aceste companii de stat, majoritatea, nu funcționează după regulile normale ale unor corporații private și că eficiența lor este pusă sub semnul întrebării prin simplu fapt că acolo ei cumva sunt un fel de stat în stat. Și aveam nevoie de o agenție care să coordoneze această implementare a guvernanței, adică că ei își pun șefi selectați de pe piață, cum ar trebui. E o justificare. Aveam și până acum această obligație cu guvernanța corporativă și nu aveam o agenție de 100 de oameni care să asigure că ăia o să scoată posturile la concurs. Dar una este să ai o companie, de exemplu, să luăm Ministerul Transporturilor, care are o groază de companii mari și majoritatea, din păcate, pierd bani.
CFR-ul, Tarumul până de curând, acum am văzut că au intrat pe profil, bravo lor, dar acolo una este să ai un ecosistem din ăsta închis în care ai 10 miniștri care se tot plimbă, secretar general, oameni din domeniu, care se controlează unii pe ceilalți și până ajunge la premier sau la nivelurile de top, nu se pierde informația. Eu zic că nu e neapărat rău că s-a strâns toată această sumă de companii direct la premier și la, în speță la SGG, la Secretariatul General al Guvernului, pentru că acolo se presupune că ar trebui să ai niște oameni imparțiali care pot să evalueze cu o monedă corectă aceste societăți de stat. Și nu oamenii imparțiali? Aici rămâne de curs, probabil. Aici depinde de Marcel Ciolacu și de cei care sunt în guvern. Dacă, eu nu zic că... Deci, faptul că se mai creează o structură cu 100 de oameni, 80 de mașini, 50 de secretari și așa mai departe, din start noi suntem pe minus contribuabilii. De rămâne de văzut. Dacă reușesc guvernanții să o facă, să aibă sens, adică să zici, domnule, la final, când tragem linie, oamenii ăștia au reușit să determine compania XYZ să scape de niște manageri incompetenți care erau poate ținuți în brațe de eșalonele de mai jos și au făcut mai mulți bani pentru bugetul. Păi în logica asta, eu mă aștept, domnule Zeidler, ca și pe AMEPIP să vină să o controleze o altă structură dacă și-a făcut treaba, care treabă înseamnă de a determina companiile de stat să-și facă treaba, care companii de stat la rândul lor să-și determine oamenii să facă treaba. Adică nu mai terminăm niciodată, bănuiesc, în felul ăsta. Nu știu dacă m-a auzit, eu m-a auzit. Vă auzim, da, vă rog. Eu abureală ca coadă. Vă spun și de ce. Eu abureală și cifra de 200.000, eu abureală și necesitatea înființării acestei agenții. Cifra de 200.000 este fie o invenție s-a apăsat pe burtă domnul Ciolacu și a spus această cifră de 200.000. Și vă spun și de ce. Pornind de la cifra dată de colegul de platou, de 1.200.000 de angajați la stat, scăzând angajații din structurile locale, din primării, consilii județene, scăzând profesorii, scăzând polițiștii, personalul medical, de fapt, matematic, pe datele de la guvern, cu 170.000 de funcționari în aparatul central. Dacă nu să spunem, sau orice da cineva, că la 170.000 de funcționari efectiv, România mai are... Nu vă mai auzim? Da, sperăm să ne auzim din nou. Bun. Agenția asta, ziceam, se finanțează din amenziile aplicate și dintr-un tarif de 0,1% din veniturile anuale, deci din cifra de afacere a companiilor de stat. Și aici, atenție, că vine păcălerea de care vorbeam. În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern prin care se înființează AMEPIP, se spune că aceste venituri sunt necesare pentru a asigura agenției o funcționare independentă de constrângerile bugetare pe de o parte, și pe de altă parte de a degreva bugetul statului de cheltuieli care vizează mai buna funcționare a întreprinderilor publice. Nu sunt tot bani de la buget, domnule Glăvan, în momentul în care tu spui iau din banii companiilor de stat și mi-asigur eu finanțarea fără să mai apelez la buget. Dar banii companiilor de stat, profitul lor nu se ducea tot la buget? Adică am luat banii de la buget... direct de la companie, nu i-am mai vărsat întâi în pușculița guvernului și de acolo să-i dau AMEPIP. Nu e același lucru? Să spunem telespectatorilor că fiecare companie de stat este condusă de niște directori deasupra cărora se află un consiliu de administrație, deasupra cărora se află o direcție dintr-un minister, deci niște oameni. Și acum se mai creează o structură care centralizează toate lucrurile astea, care va fi populată cu oamenii din minister, evident că da, nu cred că vor aduce nemți. Știți cumva, vor aduce nemți în AMEPIP-ul ăsta sau americani? N-am auzit. Sau poate vor aduce oameni care să privatizeze. Nici asta n-am auzit. Și sincer mă îndoiesc că domnul Ciolacu, care a fost fervent contra privatizării, apropo de raportul Băncii Mondiale, care deplânge starea companiilor de stat în România și care spune companiile de stat în România sunt într-un sistem corupt, îmbibat de incompetență. Asta spune un pic mai frumos, spune Banca Mondială, dar v-am tradus eu ca să înțelegeți. E, și că, într-adevăr, că nu s-a mai privatizat, nu s-a mai listat la bursă, nu s-a mai făcut nimica. Păi, domnul Ciolacu este cel care se opune acestei transparențe. Dacă am avea companiile astea listate la bursă, am avea guvernanța corporativă automat acolo.
A, nu mai trebuie să mai dai nimeni indicații prețioase. Că asta înseamnă. Deci, dacă chiar vrem să avem transparență, eficientizare, guvernanță corporativă, hai să listăm pe bursă cât mai multe companii. Hai să le privatizăm. Vrea domnul Ciolacu asta? Nu. Și atunci, pentru ce creează acest AMEPIP? Desigur, cu alibiu, hai să eficientizăm și să zicem că da, da, ce bine zice Banca Mondială. Cu scopul de a mai crea niște sinecuri pentru, repet, aceleași personaje din SGG, din ministere, nu știu, ăștia ce au fost? Au fost cumva dizidenți până acum? Adică au trimis scrisorele către partid, către guvern și au spus, domne, să conduce foarte prost Ministerul de Finanțe, cu tare companii, ia uitați ce eficiente pot fi și sunt pe pierdere. Vă rugăm să ne ascultați. Și acum au fost chemați ăștia din umbră și puși aici în AMEPIP? Nici vorbă. Sunt aceiași inși care ani de zile au patronat ineficiența și corupția. Și acum sunt ridicați la un nivel mai înalt. Asta e tot. Pe bani foarte mulți. Domnule Zaidlar, ați înțeles cum nu depinde aceasta AMEPIP și cum nu depind și alte astfel de structuri și autorități chipurile de bugetul de stat? Potrivit acestei explicații? Hai să fim serioși. Nu depinde bugetul de stat pentru că vor lua venituri de la companii și care compania își varsă în mod normal profitul, dacă îl au, la bugetul de stat. Adică, într-un final, tot de la bugetul de stat se taie pentru ca 88 de oameni să aibă 88 de oameni noi, da? Deci în posturi noi, să aibă niște salarii babane. Dar întrebarea mea este, dacă era nevoie de o structură de administrare a societăților de stat, eu cred că nu era, dar dacă era nevoie, de ce nu s-a dat această putere avastului? Această instituție există și se numește Agenția de Valorificare a Activelor Statului. Adică ce să vezi? Se ocupă de administrarea exact a companiilor de stat. E adevărat, a participațiilor minoritare. Dar deja se are experiență de zeci de ani. Poate nu una fericită, într-adevăr, pentru că scopul acolo era să vândă și să privatizeze și a ratat exact obiectivul. Dar înțelegeți cum, de fapt, există toate argumentele pentru care această instituție nouă nu a fost ființată și nu va fi eficientă și nu va aduce nimic bun în plus, în afară de niște locuri de muncă bine plătite pentru 88 de oameni și pentru vreo 3 șefi cu 8 mașini. Bun, să ne uităm la povestea cu posturile, de care vorbeam ceva mai devreme. Iată, un alt subiect pe care îl tot declină politicienii de câteva zile bune încoace. Deci au decis ei că vor sparge în două măsurile de acoperit gaura la buget. Prima măsură va fi să se desființeze prin ordonanță de urgență aceste 200.000 de posturi și chipurile să comaseze anumite instituții publice. Un fel de concesie făcută nouă tuturor. Vezi, doamne, statul întâi se uită în curtea proprie, cum i s-a cerut, și desființează el de acolo posturi. După care ne spun de dimineață până seara cum vor desființa ei cele 200.000 de posturi. Pentru chestia asta au început să recunoască toți, începând cu ministra Muncii, continuând cu zetea de la PSD, astăzi, iată, mai nou, într-un interviu cu senatorul Zamfir de la PSD, să recunoască că, într-adevăr, aceste posturi sunt destinate în mare parte sinecurilor. Zice Daniel Zamfir, domne, probabil că au fost ținute pentru sinecuri, chestiunea asta s-a perpetuat de ani de zile, important e că ne-am hotărât să luăm decizia prin care aceste posturi, care erau niște sinecuri de partid, să fie desființate. Și eu vin și întreb, e de ajuns să recunoști chestia asta? Lăsăm la o parte că e neregulă, că ai tolerat-o. Dar acum că vii și spui, domne, da, erau niște sinecuri, le tăiem. Da, e o mișcare de imagine. Vă ajută? Simțiți așa cum vi se... Nu știu, uite, umplu buzunarele de bani? Am ascultat explicațiile domnului Glăvan. Nu le pun la îndoială. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că e un lucru bun. Dar e un lucru bun din punct de vedere marginal. Adică, în primul rând, este o mișcare de imagine. Și vă explic de ce. Un observator care consumă știri ocazional ca un om cu alte preocupări, cu job, cu familie, cu așa mai departe, vede știrea sau se taie 200.000 de posturi de la stat. Și reacția este, wow, nu vine să cred, în sfârșit s-au decis să atace în profunzime acest aparat bugetofag, în mare măsură ineficient, în condițiile în care, apropo, fac o scurtă paranteză, citesc astăzi în presă că japonezii au hotărât să implementeze inteligența artificială pentru a executa task-uri birocratice simple. Adică vor înlocui
birocrați cu inteligență artificială, tocmai pentru a eficientiza aparatul guvernamental. Știți cum o să fie la noi asta? Și a scădea cheltuielile bugetare. Pentru inteligență artificială la etajul 2, ghișeul 14. Da, că așa bine o că să numai fie. E cu dosar da. Cu șină. Da. Deci asta, așa am închis paranteza. De asta este un exercițiu de imagine. Cred că românii au așteptări mai mari de la guvernanți. Și, sincer să fiu, aceia dintre noi care avem cumva o speranță așa foarte firavă, dar după ani și zeci de ani de lipsă de măsuri, atât din partea guvernelor de stânga, cât și din partea guvernelor de dreapta, poate nu mai sperăm. Dar este clar că România nu mai poate merge înainte cu acest aparat bugetar extins, în condițiile în care este o foame de locuri de muncă. Adică nu poți să spui că acei oameni nu au opțiuni de carieră. Acei oameni care lucrează în sectorul bugetar. Și nu cred că este posibil să nu fii în stare să generezi un set de criterii de performanță, astfel încât să poți să răsplătești cu adevărat pe oamenii care muncesc eficient și generează rezultate, iar pe restul care nu muncesc eficient și nu generează rezultate, Doamne iartă-mă, nu mai stăm în anul 2000 de nu mai ai unde să-ți găsești un job. Să fie ajutați, sprijiniți, să găsească alte opțiuni de carieră, pentru că nu cred că mai este rușinos, este lipsit de demnitate să stai într-un loc de muncă unde nu faci nimic. Unde mai pui că este și foarte obositor. Eu vă spun că am mai avut pe vremuri mai o perioadă în care am lucrat și eu la stat, pe contractual și când nu era de muncă, pentru că la stat așa este, mi s-a părut cel mai obositor lucru să stai acolo să aștepți să îți vină un task. Bun. Deci nu se mai poate pe scurt așa, nu este de ajuns să spui că tai niște locuri din organigramă care oricum nu sunt ocupate. Nu știu, asta fac fapt un apel la premier, la Marcel Ciolacu, să facă ce vezi, poate vine, n-a făcut nici Boc, n-a făcut păi niciun lider puțin, de dreapta, să facă el, domne, și să intre poveste în panteonul ei își construiesc, statului român, care a eficientizat administrația publică. Pe această poveste ei își construiesc argumentația că e nevoie de taxe și de solidaritatea mediului privat să cotizeze pe blidul lui Boloș, pentru că ei deja au făcut ceva. Ei au desființat 200.000 de posturi care nu consumau bani, că erau doar bugetate. Deci n-au făcut ele gaura aia din prima parte a acestui an care trebuie acum astupată. Ele ar fi făcut o gaură, mă rog, pe hârtie, ipotetică în fiecare an, dacă le prevedeai în buget, dar nu ele sunt vinovate. Și atunci ne tot spun, domne, le desființăm pe astea. Dar ce au reușit să facă, domnule Glăvan, am impresia că e altceva. Că subiectul nu mai e reducerea cheltuielilor la buget cu posturile astea care oricum nu consumau. Subiectul e un mecanism pe care ei ni-l dezvăluie, foarte bine pus la punct de funcționari, de demnitari, pentru a putea angaja la stat când vor, unde vor, pe cine vor, și a crea posturi de șefi cu organigrame fictive în subordine. Dacă, bine, acum putem face o mică glumă, o mică ironie, dacă tot ce poate face guvernul este să taie niște posturi vacante, atunci la fel de bine ar putea să crească și niște impozite fictive. Că e același lucru. Nu ne-am supărat, să știți. Ar fi perfect. Ar putea crește vreo 20.000 de impozite fictive. Nu ne-ar durea. Dar, acum revenind un pic, fiind un pic mai sobri, guvernul chiar arată că ar putea face o economie tăind aceste 200.000 de posturi. De ce? Pentru că sunt servicii, birouri, direcții unde majoritatea posturilor sunt vacante. Și acolo e un director, un șef care e peste teoretic 7 angajați. Dar aia din aia 7 numai 3 sunt, că restul de 4 sunt vacante. Și atunci, desfințându-se posturile astea, practic ne spune guvernul, dar trebuie să le vedem pe hârtie, alb și negru asta, nu așa povești la teatru, că, nu știu, direcții se vor transforma în servicii, servicii se vor transforma în birouri, o să le scadă salariile la oamenii ăia. Eu sunt curios să trăiesc chestia în România, nu știu. Vom vedea. Dar să ne spună. Și că ar fi, deci, un impact bugetar. Deci, povestea asta cu tăiatul celor 200.000 de posturi vacante nu este lipsită de impact bugetar. Ea ar trebui să aibă cât un oarecare impact bugetar. Să are? Să aibă. Scurs așa diversi politicieni din PSD, echipurile pe surse, informația că vreo 8 miliarde din aceste posturi de șefuleți am economisit.
Dar de ce? Poate sunt 4 miliarde, poate sunt... De unde știm? Cine le face evaluarea? Câți șefi conduc aceste direcții inutile? La cât se ridică salariile lor? Ce economii facem cu cafetiera, secretara, scaunul și biroul pe care le ocupă? Ar trebui să o vedem, pentru că coaliția a venit și a spus o să facem reforma asta bugetară în două viteze. În prima viteză tăiem astea, posturile vacante, deci dăm o nouă UG pentru asta. Deci ar trebui în impactul bugetar să ne zică onorabil Ministerul de Finanțe, cât e impactul bugetar. Adică ar trebui să vedem scris acolo, să așteptăm să vedem. Dar sugestia mea este alta. Încă o dată, dacă noi avem posturi vacante care înseamnă 13% din total personal și le putem desființa, domnule, ca așa zic ei, fără niciun fel de impact economic asupra instituțiilor, păi atunci, oare nu putem desființa și 4% din alea care chiar funcționează? Cred că oricine se uită la noi și poate imagina 4 din 100 de bugetari va fi concediat. Pentru că, nu știu, poate se calcă pe picioare, poate sunt momente de astea în care nu munce și așa mai departe. Da? Ei, dacă ar concedia careva să zică 50.000 de bugetari pe bune, atunci economia care s-ar face la buget ar fi egală cu cuantumul scutirilor de CSS pentru industria construcțiilor, care are aproape jumătate. Adică n-ar mai fi nevoie să desfințeze acea facilitate pe care o au ei acum, nu? Cei din construcții care ne sunt foarte... Deci asta ar fi, cele două sunt egale. Da, dar guvernul vine și spune, nu, trebuie să eliminăm scutirea asta de aici. Și atunci eu vin și spun, dar de ce nu tăiați voi 50.000 de posturi pe bune care avea același impact bugetar? De cât alea 200.000 fictive. Exact, exact. Da. Nu și alea. Și alea trebuie tăiate, pentru că acele 200.000 de posturi fictive, ele sunt, v-am spus, ele sunt un alibi pentru ca lumea să raporteze că s-a înscris în buget și toate bune și frumoase. Hai să ne mai dăm o mărire. Da, avem vreo idee, domnule Zeidler, câți șefi conduc direcțiile astea cu posturi neocupate, ce salarii iau pentru asta, ce se va întâmpla cu ei, vor fi retrogradați, vor fi, nu știu, mutați în altă parte, cum au fost miniștri ăștia rotiți de la finanțe la fonduri europene, de pildă. Pe ce se cheltuie banii pentru aceste posturi neocupate, de exemplu, că ne spunea un politician PSD că găseau instituțiile pe ce să dea banii pentru organigramele fictive. Începusem să vă spun că e o abureală chestiunea aceasta cu 200.000 de angajați, pentru că România are în aparatul central 170.000 de funcționari și este pur și simplu ireal să spui că la fiecare funcționar angajat mai este un post și jumătate aproape neocupat. Eu cred că domnul Ciolacu s-a apăsat pe burtă și a spus această cifră de 200.000. Dar în realitate acele 200.000 de posturi nu sunt doar de funcționari. Acelea cuprind și posturile de profesori de la școlile din rural care nu sunt ocupate și pe care n-aș vrea să le desființăm. Înseamnă și posturile acelea de la spitalele din orașele mai mici, unde nu avem medici pentru fiecare specializare, ba chiar și la unele spitale județene nu avem secții întregi. Păi gata, au scăpat de grija de a căuta medici pentru ei, că dacă intră la alea 200.000 desfințabile. Ei, vedeți? Și atunci de asta vă spun că, de fapt, dincolo de ceea ce spune și domnul Coita, că 200.000 e făcut așa o cifră să impresioneze, când colo s-ar desfința ceva ce oricum nu există, dar cu o parte din această desfințare, între ghilimele, s-ar pune capac unor secții ale unor spitale, nici măcar speranța că acolo va mai apărea vreodată vreun medic specialist nu va mai exista. Deci e o abureală, dar ca să fie foarte clar, nu se va face niciun fel de economie, pentru că chiar și acolo unde există doar funcționari, acei funcționari care sunt șef de departament, de serviciu, de ce vreți dumneavoastră, și-au câștigat postul acela prin concurs și au o salarizare făcută conform legii, așa că dacă se desfințează doar posturile din subordine, asta nu e suficient și la nivelul fiecărei instituții trebuie relocat câte un om, câte un semi-șef de genul acesta, pe un alt post similar, păstrându-i se salarizarea. Deci economia va fi exact 0 lei.
Da. Ne uităm și la aceste scheme de sprijin cu care tot defilează cabinetul Ciolacu de când a intrat în funcțiune, că scheme de sprijin pentru materiale de construcții, că scheme de sprijin pentru cei care procesează în agricultură, fac gemuri, pâine și alte chestii de felul ăsta. Să ne uităm un pic la succesul programului Tomata, pentru că cifrele ne spun așa, că avem 260 de milioane de lei de la buget pentru subvenționarea producției de roșii în extra sezon. În schimb, suntem țara cu cele mai multe importuri de roșii din Turcia. Le-am dat în primele 6 luni ale acestui an undeva între 65 și 70 de milioane de euro, de presupus că la nivelul întregului an, potrivit estimărilor specialiștilor, avem vreo 100 de milioane de euro turcilor doar pe tomate. Și stau și mă întreb, calculează cineva lucrurile astea, impactul acestor măsuri, domnule Glăvan? Noi am rămas foarte primitivi în gândirea economică. Aici, chiar luând de bun, adică mergând pe ideea că guvernul vrea să facă cu adevărat un bine agriculturii, economiei, populației, ceea ce eu nu cred. Eu cred că guvernul vrea pur și simplu să strângă voturi. Și atunci dă niște cadouri din astea, niște subvenții din astea, în speranța că îl votează respectivii fermieri, pe urmă. Deci asta este tot. Dar noi, restul lumii, am rămas cumva primitivi în gândire și ne imaginăm că, domne, acest dezechilibru, acest dezavantaj vis-a-vis de Turcia se poate repara așa, știi, foarte simplu, pac, pac, dăm o subvenție, suntem șmecheri, facem și noi o producție și cu asta să vezi cum o să mâncăm roșii în decembrie, roșii românești, noi mâncăm roșii turcești. Ori chestia asta e primitivă, adică e de gogâie, rău de tot. Pentru că Turcia a ajuns, sau Spania, Olanda, ce vreți dumneavoastră, au ajuns să producă și să exporte construind un întreg ecosistem. Înseamnă să ai antreprenori, comerț pus la punct, infrastructură care să te servească, deci politici adecvate pe multiple planuri, da? Oameni care, asociații care colaborează, care strâng marfa, asta vedem cât de primitiv suntem noi în România, că m-am dus în piață în Brașov, în piața de Grom, în Brașov și am întrebat acolo pe țăranii care vindeau legume, dacă de unde veneau, din Oltenia, de ce nu se asociază. Mai mulți și au zis, cine, eu să mă asociez niciodată. Deci, suntem foarte primitivi și credem că dacă zvârlim așa un ciolan într-un sector al economiei, imediat o să înflorească dita mai vaca și o să ne alegem. Nu, domne, ăștia sunt bani risipiți. Deci, fără să ai un program coerent care să plece într-adevăr de la a sprijini producătorul până la a-l sprijini cu un scop, nu cu scopul să producă el roșii și să ne le dea nouă acum cu 0 lei, fiindcă pe marginea drumului te invită cu 50 de bani să iei kilul de roșii, că te-au făcut tot și nu au ce face cu el. Nu asta, ci să facă în anumite momente tu cumva să ai controlul costurilor, adică să știi, bă, țăranul ăsta va investi în sere, ca să-i meargă sera, să-i fie eficient, are nevoie de anumiți factori, da? Bun, pe urmă, mai departe, producția trebuie coagulată, ea ca să ajungă în hipermarketuri, fiindcă altfel nu ajunge, să duce pe marginea drumului ca astăzi. Deci trebuie o constelație de elemente. Un AMEPIP. Da. Nu vreau să vă dezamăgesc. Da. Da. Deci noi suntem foarte primitivi, adică am rămas undeva cu un secol în urmă, ne uităm la turci și credem și noi că ne uităm să la turci și criticăm că roșiile lor n-au gust, că sunt lemnoase, că nu știu ce. Asta au demonstrat în paranteze Cernoziomul care a fost cumpărat de japonezi de pe vremea lui Ceaușescu, că au venit japonezii, aveam pământ atât de bun că ne-au luat japonezii pământul. Da. Și ce facem? Soiurile sunt aceleași, ne spun specialiștii, să nu ne mai lamentăm atâta că roșiile românești sunt mai bune ca alea turcești și alea turcești și sunt bine de nu știu ce, că sunt cam aceleași. Semi-urbane. Da. Vă dați seama că pentru a crea roșii bio sau care să aibă un gust specific, să nu fie folosiți aditiv și așa, înseamnă că implicit îți asumă o eficiență, o competitivitate mai scăzută sau un preț mai mare, că de fapt asta se duce în preț. Legat de agricultură. Bun, agricultura, părerea mea este că am vorbit și de taxe. Vă spun foarte sincer, nu cred că este ok ca anumite facilități fiscale să se perpetueze la infinit. România oricum are un regim fiscal extrem de atrăgător. Gândiți-vă ca un mic antreprenor plătește 8% impozit pe dividende
și 1% sau 16% impozit pe profit. Păi, este foarte bine. Nu, totuși nu suntem insulele Caiman. Suntem o țară a Uniunii Europene. Deci nu problema, problema nu este fiscalitatea pe întreprindere. Problemele sunt altele. Faptul că statul nu oferă servicii suficiente. Uitați, vorbim de agricultură. Vă spun eu o problemă a agriculturii românești. Lipsa accesului la finanțare și este o problemă care este comună cu aceea a IMM-urilor. Nu există instrumente de finanțare adecvate. Nu există instrumente de finanțare, nu există capacitatea de a crea tehnologia astfel încât să fie competitiv economic, să ajungă pe piață, să-și creeze o infrastructură verticală prin care să ajungă de la fermă în masa, prin, trecând prin hipermarketuri, pentru că îți trebuie niște, îți trebuie logistică, îți trebuie capacități și de distribuție. Și după aia apare teoria conspirației, suntem piața de desfacere a altora, cineva nu vrea ca roșiile românești, nu se vrea, domnule. Nu se vrea, nu se dorește să se ajungă în rafturi. Da. Nu, deci, într-adevăr, agricultura românească are probleme structurale grave și nici nimeni nu face absolut nimic și nu a făcut nimic ca să adreseze. De ce nu a făcut absolut nimic? De ce nu a făcut? Pentru că nu e atât de simplu. Și exact cum spunea și domnul Glevan, durează. Deci nu e ca și cum pac, am dat, într-adevăr, o 10.000 de granturi. Deși nu e rău să dai granturi, deci trebuie să creezi un întreg sistem și să-l urmărești, să urmărești dacă ceea ce ai făcut ajunge undeva. Ori asta e o altă mare problemă noastră. Nici o schemă de sprijin, de ajutor de stat, nici mica, nu a fost vreodată în România monitorizată, auditată, să vadă, băi, după 5 ani, după 3 ani, după 7 ani, unde a dus chestia asta? Acum, nu, eu vreau să n-am spus. Am avut schema pentru industrie mare și a fost o schemă foarte bună. S-au făcut zeci de fabrici mari, nu dau nume de firmă să nu facem reclamă, au existat. Și, dar, în general, nu mai au, în afară de anumite puncte în care oamenii și-au făcut bine treaba, nu a existat o strategie integrată. Iar agricultura, vă spun eu, că este praf din punctul ăsta. Bun, de ea... Nu au luat nicio măsură ca să sustenabilizeze agricultura, să o aducă în secolul 21, să-i ajute pe săracii fermieri și cultivatori să și dezvolte o mentalitate. Pentru că ei sunt în zona asta de... nu știu, murim cu ei de gât, oricum nu, nimeni ne ajută. Bun, i-a dus mintea pe guvernanți să aplice acest program Tomata, domnule Zeidler, astfel încât să nu se înghesuie toți în aceeași perioadă să ia subvenția de 3.000 de euro și să suprasatureze piața, astfel încât pe urmă să fie nevoit să-și vândă, cum zicea domnul Glevan, roșiile cu un leu sau 50 de bani kilogramul? Nu, și asta știu de la niște fermieri. Într-un reportaj spuneau exact asta. Suntem beneficiari de programul Tomata, acum ne dăm seama cel mai bun lucru pe care putea să-l facă guvernul României era să ne lase în pace. Că nefăcând niște reguli ca lumea, în loc să se asigure că 12 luni din 12 se vor produce tomate mai multe în România, toată lumea se înghese să producă atunci când în mod natural ele se produc, atunci prețul scade, cel puțin la producător, ca mai apoi să nu avem pe piață tomatele românești în celelalte 9 luni din an. Și asta deja o spun din experiență personală, că încerc să mă uit de fiecare dată când cumpăr roșii, 12 luni din 12, unde sunt produse. Și adevărul este că doar în 3 luni, cele de vară, găsesc produse românești și foarte, foarte, foarte rar și în cantități foarte mici în afara celor 3 luni. Ca să nu spun de dosarele DNA, despre care s-a vorbit, nu știu care este stadiul lor, pe programul Tomata, pentru că a fost profund fraudat. Da, suntem în seara de demontat păcăleli ale guvernanților. Imediat ce revenim, discutăm despre cea cu planul anticancer. Au zis că au dat în fine normele de aplicare așteptate de luni și luni de zile de pacienți. Numai că n-au făcut asta. Ce au făcut de fapt și cum au deghizat, în ce au deghizat toată povestea asta pe care au făcut-o, vă explicăm imediat ce revenim. Premierul Ciolacu a anunțat azi, la începutul ședinței de guvern, că executivul are pe agenda aprobarea normelor de aplicare a Planului Național de Combatere și Control al Cancerului. Ce s-a întâmplat în realitate? Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care doar modifică acest plan și nu conține normele de aplicare a legii, norme așteptate de prin noiembrie anul trecut de către pacienții oncologici.
Norme care ar fi trebuit date cel mai și cel mai târziu, până acum vreo lună și jumătate. Ministrul Rafila se justifică, zice că în primul rând trebuia o ordonanță de urgență pentru deblocarea banilor care să permită finanțarea unor activități deja prevăzute în contractul cadru și o hotărâre de guvern privind programele de sănătate în general, inclusiv programul de oncologie. Ni se alătură și senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, învingătoarea cancerului. Bună seara, doamnă, mulțumesc! Bună seara! Ce s-a întâmplat de fapt astăzi? Ce ați înțeles că s-a întâmplat astăzi din toate fentele astea pe care le-a făcut ministru? În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să precizez, România are o lege, o lege de luptă împotriva cancerului, aprobată în unanimitate, aș spune eu, în Parlamentul României. Dacă vreți, este legea care a unit toate partidele din Parlament, indiferent de doctrina politică. Deci, noiembrie am aprobat această lege în unanimitate și atunci toată lumea spunea că de ce ne trebuie o lege, un plan pentru un plan de luptă împotriva cancerului, iată de ce ne trebuie. Ne trebuie pentru ca această lege să fie obligatorie, iar Ministerul Sănătății să facă norme. E adevărat ce spuneați și dumneavoastră, aceste norme trebuiau făcute la 1 iulie. Am avut înainte de 1 iulie domnul ministru Rafila, care a venit și a spus că va face normele, le va publica, le va trece printr-o hotărâre de guvern, pentru că asta era parcursul stabilit și prin lege, și vor fi apoi implementate. Lucru care nu s-a întâmplat. Astăzi, pe ordinea de zi a guvernului, am avut o ordonanță care modifică legea, Planul Național de Luptă împotriva Cancerului. Vreau să precizez că este un document așteptat de români de peste 20 de ani. Este un document în oglindă cu Planul European de Luptă împotriva Cancerului. Sunt linii de acțiune, sunt reforme profunde care trebuie făcute în sistemul sanitar pe partea de oncologie, care, așa cum am spus, ar pune în practică viziunea aprobată prin lege. Da, doamna senator, ce s-a întâmplat de fapt astăzi? Adică, traduceți-ne, vă rog, ce spuneam că a zis Rafila mai devreme. Că a dat două ordonanțe și o hotărâre de guvern și că asta înseamnă deblocare de bani și nu știu ce. Rezolvă vreun pic problema? Deci, prin ordonanță nu s-a întâmplat absolut nimic decât a schimbat, vă spun sincer, eu sunt de profesie jurist, pot să spun doar că, de exemplu, a scos partea de prevenție atunci când vorbim de medicină personalizată la cancerele pediatrice. Dar partea de surpriză, care vă spun eu și am observat-o în momentul în care am analizat documentul, a fost că amână implementarea planului cu cel puțin încă o lună de zile, deci abrogă termenul de 180 de zile din legea de aprobată în Parlamentul României și spune că mai păsuiți-mă încă o lună de zile. Într-adevăr, ministrul Rafila a mai vorbit și de niște norme pe care le-a aprobat. Acum, vedeți, noi cerem tot timpul transparență. M-aș fi așteptat ca despre aceste norme la care face trimitere domnul Rafila să le știe asociațiile pacienților, să le fi discutat cu ei, să fi discutat cu societatea civilă, să fi discutat cu medicii, pentru că aceste norme trebuie să vină, într-o linie firească a Planului Național de Luptă împotriva Cancerului, care a fost făcut împreună cu toate actorii implicați. Eu înțeleg, iertați-mă, că s-a abrogat inclusiv articolul din lege care dădea un termen pentru elaborarea normelor, acele 6 luni. Deci dacă s-a abrogat acest articol, ce se va întâmpla? Poți să aștepți cu normele oricât de acum încolo? E aberant, ne-am întors de unde am plecat. Da, la sfârșitul ordonanței, acum vă spun sincer, am văzut la sfârșitul ordonanței că spune, domnule, punem 30 de zile. Este 30 de zile, nu, vedeți, eu mă așteptam ca el să spună în felul următor, 30 de zile pentru registrul pacienților oncologici, 2 luni de zile pentru traseul pacienților, 3 luni de zile pentru dosarul electronic.
pentru că trebuie să vedem exact care este parcursul. E adevărat că acest plan de luptă împotriva cancerului este un plan de durată, nu putem să-l implementăm mâine, dar ministrul Rafila trebuie să iasă în urma analizei pe care spune că a făcut-o de 8 luni, de 9 luni de zile, trebuia să iasă astăzi să ne spună. Mâine vom face asta, peste o lună avem asta, peste două luni avem asta și iată cum implementăm. Pentru că aveți acolo și pe domnul Glăvan. De ce sunt importante normele? Că toți oamenii, noi vorbim din punct de vedere juridic, dar oamenii se întreabă de ce îmi trebuie norme dacă eu am o lege. Ne trebuie norme, pentru că din punct de vedere bugetar trebuie să facem o proiecție. Da, poate avem acum la rectificarea bugetară, dacă noi am avut norme pentru registrul pacienților oncologici, poate putem să luăm bani și să începem deja să implementăm registrul. Poate putem să luăm bani și să punem bani mai mulți în bugetul pe anul 2024 și să rezolvăm foarte multe dintre problemele românilor. De asta ne trebuie o proiecție corectă și să vedem exact în cât timp vin aceste norme. Mulțumesc foarte mult, doamnă senator. Ce înțelegeți, domnule Coita, din toată povestea asta? Vă spun sincer că nu sunt familiarizat cu subiectul, în afară de faptul că o felicit pe doamna Pauliuc pentru că s-a luptat pentru această lege necesară și vorbesc asta în numele a sute de mii, poate mai mulți români care au avut rude, părinți, copii și așa mai departe bolnavi de această boală și care poate și acești pacienți au așteptat 6 luni aplicarea normelor și în a 7-a lună li s-a spus nu, refacem planul și nu mai avem termen pentru norme. Sigur că e în mod normal punerea în aplicare a acestui act normativ ar fi trebuit să fie o urgență națională, pentru că este vorba de sănătatea și de perspectiva de viață. Nu am date, dar cu siguranță 10.000, dacă nu mai mult, de cetățeni români de toate vârstele. Da? Deci de toate vârstele, pentru că această boală îngrozitoare nu este o boală care discriminează în funcție de vârstă. Există cazuri și dumneavoastră ați auzit și cred că și cei care nu urmăresc de tineri de 20 ceva de ani, de 30 ceva de ani, de 40 ceva de ani care s-au îmbolnăvit și unii au murit din cauza acestei. Deci orice zi în care se amână punerea în practică acestui plan de luptă împotriva cancerului este o zi în care pot să condamn la moarte unul sau mai mulți oameni. Discutăm imediat și cu ceilalți invitați ai noștri, pentru că imediat după publicitate o să vă arătăm o altă păcăleală și o să vedem dacă n-au legătură cumva între ele astea, cea cu concediile medicale luate în număr excesiv, abuziv de mare, așa cum reclama premierul Ciolacu. Sunt niște date care îl contrazic. Sunt și niște date care ne arată că nimeni n-are răspuns la niște întrebări foarte legitime legate de aceste concedii medicale și dacă ele fraudează statul. Discutăm imediat.